David și Goliat. Filistenii și izraeliții erau dușmani împăcați. La începutul domniei sale, Saul se luptase cu ei și biruise după bătălie aprigă, care a dus o mare bucurie în tot Israelul, căci oamenii au văzut mâna lui Dumnezeu în această izbăvire. După greaua înfrângere pricinuită de Saul, filistenilor nu le-a trebuit prea mult timp ca să-și refacă forțele și să se pregătească din nou de război. Căpetenile filistenilor, care scăpaseră cu viață, trăiau acum cu un singur gând: să se răzbune pe Saul și pe popor pentru tot ce le făcuseră. Filistenii și-au strâns oastea și au năvălit pe pământurile izraeliților din seminția lui Iuda, care se învicinau cu ținuturile lor. Au pus stăpânire pe una din cetățile lor și de acolo au pornit mai departe, nerăbdător să dea piept cu oasta lui Saul. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au dăbărât în valea terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe munte de o parte și Israel pe munte de cealaltă parte, doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de aproape 4 metri. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solți în greutate de 30 de kilograme de aramă. Avea niște turești de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fiercul suliței cântărea 4 kilograme de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și, vorbind oștilor lui Israel, așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să scoboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi rob nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul Efraimitului, aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înaintea dimineața și seara și s-a fățișat astfel timp de 40 de zile. Ia pentru frații tăi grâul acesta prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în valea terebinților, în război cu filistenii. David s-a sculat izi de dimineață, a lăsat oile în seama unui pasnic și a luat lucrurile și a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile lui celui ce păza bagajele și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Fiecare zicea: ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dăări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el: ce se va face acelui care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest dușman, ca să vorbească de rău oștirea Dumnezeului cel viu? Poporul
Spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis: așa și așa se va face aceluia care îl va omori. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzit se vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca întâia dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să iau oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și-l omoram. Așa am omorât robul tău, leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest dușman, m-a fi ca și unul din ei, căci a vorbit de rău oștirea Dumnezeului cel viu. David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o plată. David a încins abia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ei. Și-a luat oiagul în mână și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David: ce? Sunt câine? De vii la mine cu tăge. David a zis filisteanul: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suriță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai vorbit-o de rău. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobărâ și îți voi tea capul. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vrut mâna-n traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ, l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. În urma uriașului, filistenii urmăreau lupta fără să-și facă vreo grijă în privința învingătorului, dar când l-au auzit pe Goliat, prăbușindu-se la pământ, au amuțit. Apoi au privit cu ochii mari cum David se repede și îi taie capul celui pe care ei îl socoteau de neînvins. Nu le venea să-și creadă ochilor că un copil, pe deasupra și cu mâinile goale, izbutize să viruiască un uriaș. O groază de nedescris i-a cuprins deodată pe filisteni. Nici vorbă să le mai stea gândul la luptă acum. S-au întors cu toții ca la un sel și au luat-o la goană într-o învălmășeală de neînchipuit. Israeliții atât așteptau. Cu chiote de biruință au pornit-o pe urmele dușmanilor lor învingându-i. Seara, israeliții s-au oprit din urmărirea vrăjmașilor și s-au întors și le-au jefuit tabăra pe care aceștia au părăsiseră în cea mai mare grabă după moartea lui Goliat. Când bătălia l-a sfârșit cu totul, David a luat capul lui Goliat, i-a luat și armele, iar capul i l-a dus la Ierusalim ca semn al biruinței. Îndată după luptă, Saul și-a trimis un om de încredere să-l cheme la el pe David. Când i-a fost adus David, Saul i-a mulțumit pentru că îl scăpase pe el și toată oștirea de la înfrângere și nu l-a mai lăsat să plece acasă, oprindu-l să stea lângă el. Regele făgăduise
că-i o va da de nevastă pe fiica sa cea mai mare, cui va veni de hac lui Goliat și acum nu mai avea încotro și trebuia să se țină de cuvânt, cu toate că David nici măcar nu îndrăznea să se gândească la asemenea cinste. Prin voia regelui, David a fost înălțat la rangul de căpetenie peste o ceată de războinici din oastea lui.